make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem meciuri foarte grele în campionat. Să ne uităm și la squad report. În creștere este Stelianu Filip, 21 de ani, și Aihan, la fel în creștere. Șule nu crește, Toșca foarte puțin, Kipciu într-o formă nu chiar ca în sezonul trecut, dar totuși crește în continuare Alex Kipciu. Nu știu de ce Brevel nu are un moral așa de bun, probabil că nu joacă atât de mult. Titular, ce cotă are Constantin Budescu, a crescut 78, este creștere însă și Chișinău, asta mă bucură, 20 de ani, Hagi normal în creștere plus 3, într-o formă foarte bună, doar ok, dar totuși mie mi se pare că e într-o formă bună, a venit pe accentare și a jucat foarte bine Anis Hagi. Lovitură liberă acum pentru ASEA. Aihan reușește să respingă până la Embolo. Embolo la Lucian Filip. Avem două meciuri foarte grele, acesta cu ASEA și mai avem apoi cu Pandurii. Echipa de pe primul loc trebuie să o rupem pe Pandurii în bătaie, dar și cu victoria care vom obține noi, nu știu ce șanse mai avem. Noi atacăm însă locurile, nu cred că ar trebui să ne uităm atât de mult la Pandurii, cât ar trebui să ne uităm la Dinamo și la CFR. Sau chiar Rapid. O minge respinsă acum, Banguro de fapt, o pasă pentru Hora. Hora trece acolo, Hora pasează la Aihan, de fapt trece și de Aihan. Hora mai spate la Gorobsov pentru Ilie, apără Bălgrădean, șut slab al lui Ilie, șut slab apărat ușor de Cristi Bălgrădean, minge centrată periculos, dar Stelianu Filip reușește să respingă și acum Budescu pentru Lucian Filip. Filip se duce în viteză, Lucian Filip cu o pasă bună la Embrel, Donald Embolo, Embolo este în care, Embolo, gol! 1-0! Brel Donald Embolo reușește să marcheze, să ne aducă în avantajul acestui meci pentru prima dată. Este 1-0. Brel Donald Embolo, atacantul nostru, a primit o pasă foarte bună de la Filip și a reușit să-l învingă pe Moga foarte, foarte bine. Minge la Breveld. Breveld este în care o centrează Breveld la Chișna. Ricardo Chișna greșește pasa, Hanca a reușit să recupereze în fața lui Chișna și acum contraatacul încercat de cei de la ASEA Târgu Mureș, este Accente presat de Breveld, mingea este la Hora, 1-1 cu Toșca. Toșca foarte bine îl deposedează pe Hora, acum că n-a fost fault arbitre. Arbitru dictează însă fault, el zice altceva, îi dă și galben, e chiar bulangiu arbitru aici, n-am ce să zic de el, Alin Toșca aia galben, se pune și el în zid, n-are ce face, o centrare acum respinsă de Canaihan, omul numărul 1 în apărarea noastră, să vedem pe Kipciu, este Alex Kipciu la balon, Kipciu, balaur și balonul n-are cum să iasă aici în... corner, bine ar fi fost dacă ar fi ieșit un corner din faza asta pentru noi. Filip, este Lucian Filip la balon, Filip un asist în acest match și acum este Stelianu Filip care încă de la margine, joacă foarte avansat Filip în acest match, îl vedem acum centrând pentru Embolo, Bejan reușește să respingă din fața lui Brel Donald Embolo, Banguero, Negroteu se duce și pasează la Accente. Budescu trebuie să recupereze, dar nu reușește. Și acum este Ilie. Toșca are un galben, trebuie să fie atent. Alin Toșca, Ilie, iată cum protejează mingea. Cum protejează mingea. S-a pus, a obstrucționat acolo, s-a pus capră în fața lui. Nu se poate. Ca de obicei, sunt la zi greșelile de arbitri în Liga 1. Banguero, periculos în careul nostru. Scoate mingea foarte slab din nou. Nu trebuie să fim atât de ultraconstructivi, uneori mai trebuie să arunci și mingea la întâmplare. Acum minge pentru Embolo, Embolo a primit de la Budescu, Embolo are forță! Brel Donald Embolo, Feusi însă a reușit să respingă. Prima repriză este pe care să încheie, este Budescu pentru Breveld, la Kipciu. Alex Kipciu trece, Kipciu nu trece, de Gorobsov, șut și gol! 2-0, Lucian Filip cu o torpilă! Capitanul nostru, capitanul, iată aici pierduse mingea Kipciu, iar Filip l-a văzut că am ieșit pe Moga,
fără mănuși n-are ce face aici în fața lui Filip. 3 goluri în Liga 1 pentru Lucian Filip, capitanul nostru. Avem 2-0, un avantaj care ar fi numai bun la pauză. Se pare că pe noi nu prea ne-au încurcat tricourile, poate chiar pe cei de la SEA Târgu Mureș și-au încurcat. Una peste alta, conduce la pauză cu 2-0. Accente pentru Banguero, călcâi lui Banguero, a sărit peste minge acolo jucătorul SEA. Probabil era offside și n-a vrut să o mai atace. Un caz e mare însă acum pentru SEA și încă o dată accente, 1-1 cu Bălgrădean, accente! Cum l-a finalizat, cum l-a executat pe Bălgrădean? Foarte sigur pe el accentă, știu ce face, l-a atras în capcană și l-a umilit, ce să mai pe Bălgrădean, o scăriță care nu a dat nicio șansă fostului portar al lui Dinamo și al lui CSU Craiova. Ianis Hagi acum, Ianis Hagi nu trece de Hanca, a intrat și Hagi în acest match, la fel și Pele care a revenit după accidentare. Alin Toșca cu o minge în offside la Tănase. Toșca trebuie să-l oprească, trebuie să-l mănânce de viu aici pe Feusi, nu trebuie să-l lase așa, ori la bar, ori la spital, ceva de genul a spus Toșca, s-a dus ca o sanie pe alunecuș, Alin Toșca, iată încă o dată intră ori la picior, ori la minge, însă sunt foarte bune intervențiile lui Alin Toșca, Feusi dă de frică până la urmă balonul și Șule reușește să respingă la Embolo, în piciorul lui Embolo care se duce acum Embolo singur, Embolo prelungește balonul, Brel Donald, Embolo șutează, portarul însă reușește să-l oprească, este bine că am obținut un corner, Pele greșește, rămâne însă la balon, centrează bine, Ilie și acum Kipciu, Voiculeț, fostul nostru jucător, Voiculeț, nu a jucat foarte mult la Steaua, dar a trecut pe aici, acest Voiculeț, iată acum pe Budescu și Laszlo Șepți, reușește să-l oprească 4 minute de prelungire, este bine că suntem la poarta lor, Hagi pentru Budescu, Voiculeț respinge și... este faul, lovitură liberă pentru echipa noastră, să bată Hagi, este stângaci, să bată el, eu așa zice, uite, ai trecut de Ianis Hagi, sau Steliano Filip, wow, alt stângaci, să vedem pe Steliano Filip dacă va trimite, gol, închide meciul cu această lovitură liberă splendidă, Steliano Filip. O lovitură liberă a la Leo Messi, dacă vreți, a plasat foarte, foarte bine balonul, o poziție foarte grea din colțul careului mare, fără șansă pentru portar, peste zid, Steliano Filip a reușit să marcheze din lovitură liberă. Avem 3-1, meciul este închis, o victorie bună pentru moralul nostru care trebuie întărit, ne așteaptă un meci foarte greu și cu Pandurii Târgu Jiu. Și trebuie să o batem pe Pandurii pentru că și sezonul trecut ne-a luat titlul și este pe cale și în acest sezon să facă același lucru. Ilie acum nu se mai poate întâmpla nimic în acest meci. Ilie centrează, dar Kipciu respinge și meciul se încheie 3-1, o victorie bună a echipei noastre. Embolo a fost omul meciului. Steliano Filip a reușit să marcheze un gol foarte, foarte frumos din lovitură liberă. Și cum spuneam, vine meciul împotriva Pandurilor. Meci în deplasare, suntem, riscăm să pierdem doi jucători, Cojocaru și Neagu. Mă îndoiesc că Cojocaru își va mări contractul cu noi, dar Neagu sper să-și mărească, am dat ofertă importantă lui Neagu, iar Cojocaru, nu știu ce să zic. Vom mai vedea, meciul cu Pandurii este în deplasare, Alin Toșca este suspendat în acest meci și va juca Ghierme în locul său. Să-l băgăm pe Ianis Hagi titular și pe Pele. Bun, ăștia sunt oamenii noștri care vom juca împotriva Pandurilor. Să vedem dacă vom reuși să ne impunem. Șut acum al lui Budescu, gol! Constantin Budescu, o nouă torpilă, parcă am fi portul, a fost și lag aici, într-adevăr. Budescu deschide scorul, iată faza, Hagi pierduse acolo mingea, Budescu vine în forță cu un șut în plasa laterală. Pe reluarea asta s-ar putea să vedem mai bine unde a intrat balonul. Iată unde intră, asta este cea mai bună reluare. Să vedem aici dacă a fost în plasa laterală,
Șutul lui Budescu oricum s-a dus la vinclu, la vinclu. Superb, superb șutul lui Budescu. Se-a depus candidatura la golul anului Constantin Budescu. Mai facem și noi glume, ce să facem. 1-0, o conduce pe Pădurii Târgu Jiu și iată că nu este foarte, foarte interesată de atac Pădurii. Au doi jucători de la noi, Stanca și Curăduș, și noi avem jucători de la Pădurii. Am transferat mulți jucători. Unul dintre ei este Brevelt, care nu evoluează în această partidă. Chișna trece foarte frumos, Ricardo Chișna își prelungește balonul, se uită Chișna, Chișna pătrunde în careu, dar Ungur Rușan reușește să-l oprească. Avem aruncare de la margine, Budescu ce gol a reușit să marcheze. Acum Chișna pierde dezamăgitor balonul, poate recuperează, nu recuperează Ricardo Chișna, degeaba se lupte el acolo. Ungurușan în flancul drept, centrarea lui Ungurușan la a doua bară, respinsă foarte bine de Pele. Și acum Kipciu pentru Hagi, Hagi la Budescu, pentru Embolo, Embolo pentru Budescu, îl vede foarte bine pe Chișna, printre picioarele adversarului a dat această pasă pentru Chișla, pentru Chișna, Brata, a fost după părerea mea și un fault acolo, dar nu mai zic nimic, arbitru e... El e șeful cum ar veni, Budescu cu o minge în careu, Grecu reușește să scoată, Grecu cred fost jucător al lui Dinamo acest Grecu, mai este și Cordoș aici la Pădurii, iată acum pe Ghierme, recuperăm foarte bine, Ghierme nu reușește să se treacă, Ghierme cât pe ce se recupereze din nou, avem o lovitură liberă însă a fost faultat acolo Ghierme, dar ar fi o poziție pentru Budescu, nada galben aici arbitru, nada galben. Ar fi o poziție pentru șutul lui Budescu, un executat foarte bun de lovituri libere. Să vedem o poziție mai grea decât a lui Filip. Budescu, Stanca scoate în corner. A tras periculos Budescu, nu a reușit însă să-l învingă pe Stanca. Și este Embolo aici. Embolo centrează, dar nu o face foarte bine. Brata reușește să respingă și o face foarte bine până la Mihai Roman. Golgheterul campionatului Mihai Roman, unul dintre golgheterii campionatului, este oricum golgheterul Pădurilor. Golgheterul campionatului este nimeni altul decât Gregori Tade. Roman cu o minge la Grecu, în flancul stâng, Grecu reușește să centreze. Este acolo Budescu care reușește să scoată balonul, a venit din spate Budescu și a respins în față, în fața lui și în spatele nostru, un corner mai precis. Corner acum pentru Pădurii, centrare periculoasă, Bălgrădean iese și reține pentru siguranța noastră. A încercat să lanseze și pe Embolo pe un contraatac, dar nu s-a putut, din păcate. Elton este la poarta noastră, Elton, Aihan a reușit să respingă balonul și acum Grecu cominge în spate de tot. Șut periculos, șut foarte periculos acolo, să vedem decizia arbitrului, corner pentru Pădurii Târgu Jiu, 4 minute de prelungire. În această primă repriză, centrare periculoasă și aceasta, încercăm să scoatem cu călcâiul în careu, foarte, foarte riscant jucăm și acum Aihan cu o pasă la Budescu, nu cred că mai avem timp de un contraatac, noi încercăm însă cu Budescu pentru Embolo, Embolo oprit de un Ungurușan, da, aceasta a fost istoria primei reprize, haideți, arbitre, ce faci, mă faci de râs aici. Da, asta a fost istoria primei reprize, 1-0 la pauză, trebuie cumva să facem ceva în repriza a doua și ori să mai marcăm, ori să păstrăm acest avantaj, însă trebuie să fim atenți cum ținem de balon, pentru că nu trebuie să o mai lăsăm pe Pădurii să ajungă atât de ușor la poarta noastră. Kipciu, dacă ieșea pasa asta, ar fi fost superb, să spun așa, nu știu ce adjectiv să mai găsesc. Anton a oprit de Șule foarte bine și acum Ianis Hagi. Hagi are un dribling foarte bun, pasează acum la Embolo care greșește pasa, pase simple greșite de noi din păcate și răduce acum pentru Elton la Roman, încearcă să combine din multe pase scurte cei de la Pădurii Târgu Jiu, acum Grecu pentru Stelianu Filip pierde însă balonul. Minutul 54, este un corner pentru Pădurii. Buleica a intrat la Olteni, Anton în spate la Grecu, Grecu pentru Elton, mai departe la Răduț, Șule foarte bine, oprește, iată ce călcâi spectaculos reușește Nicla Șule și acum Kipciu, Alex Kipciu se duce de un singur, Embolo pentru același Kipciu, a decis să combine cu Embolo, nu știu dacă a fost cel mai inspirat aici,
aș fi așteptat în locul lui Kipciu o urcare a lui Embolo. Kipciu urcă însă singur. Kipciu, Kipciu, șutează Kipciu, Stanca! Ce paradă a lui Stanca! Anton convinge la Ciucur, Ciucur oprit de Ghierme, foarte bine, și Bălgrădea reușește să respingă, nici vorbă de penalti la intrarea lui Ghierme. Iar acum îl vedem pe Chișna pentru Budescu. Budescu trece frumos, tehnic Budescu, dar Anton îl oprește, și Anton este un jucător bun, oarecum tehnic. Din fericire pentru noi la Pandurii nu este ca și în realitate Mihai Pintilii, care oricum va pleca de la Pandurii. Se va reîntoarce la echipa sa Al Hilal. Buleica acum cu un călcâi până la Ungurușan, centrarea lui Ungurușan! Nu vine să cred cum a intrat balonul ăsta în plasă. Un călcâi și Ungurușan la centrarea. Filip a atins ultimul balonul, asta a fost clar. Ce gol, ce gol, foarte ușor am luat golul ăsta. Greșeală mare a lui Bălgrădea, nici măcar nu a sărit acolo în fața lui Roman care marchează. Trebuie să revenim. Ianis Agi oprit de Anton. Minutul 81, este o lovitură liberă pentru Pandurii Târgu Jiu. Să vedem centrarea periculoasă. Brevel scoate! Brevel, da, a intrat și el cât pe ce să gafeze împotriva fostei sale echipe. Asta bate prea mult la ochi Breveld. Să vedem pe Cristi Tănase, a intrat în locul lui Ricardo Chișnac. Tănase a încercat să treacă de Ungurușan, nu l-a lăsat însă fundașul Pandurilor. O recuperare foarte bună a lui Ghierme, meci bun făcut de fundașul nostru stânga. Din păcate Toșca nu a fost disponibil în acest meci, a avut roșu. Noi trebuie să ne descurcăm, a trebuit să ne descurcăm în acest meci fără Toșca. Minutul 88, meciul este pe final. Mai avem practic șanse, dar trebuie să prinde balonul. Vedem pe cei de la Pandurii că țin de el și încearcă să-și atace, dar noi am interceptat foarte bine. Este offside la Brevel, la Embolo. Am dat cam târziu mingea acolo, ce-i drept. Minutul 90, să vedem câte minute de prelungire se vor acorda pentru această repriză secundă. Tot 5 minute, asta este bine. Acum Brevel pentru Stelianu Filip, mai departe la Alex Kipciu. Kipciu nu trece de Grecu, Grecu acum pentru Kipciu. Același Alex Kipciu, Kipciu centrează, Petru Embolo centrează, bine, Erico reușește să respingă. A fost cam în spate centrarea pentru Embolo, Embolo s-a dus puțin mai în față. Iată acum pe Mihai Roman, Buleică era liber, bine că nu i-a pasat Roman și Aihan a reușit să-l deposedeze. Doar 1-1 cu Pandurii Târgu Jiu, 4 puncte din 6 posibile luate de această dată. Am bătut-o pe ASEA, dar ne-am încurcat din păcate cu echipa de pe primul loc, de altfel Pandurii Târgu Jiu. Cojocaru acceptă, Neagu acceptă, cei doi jucători ai noștri și-au mărit contractele cu noi. Și acesta a fost episodul nostru de astăzi, a venit perioada transferurilor. Vă spun că o să simulăm toată această perioadă pentru a face transferuri, pentru că avem nevoie de transferuri. Suntem pe locul 5 în campionat, echipa de pe locul 2 Dinamo are 39 de puncte, iar noi avem 29 de puncte. Suntem la 10 puncte spatele lui Dinamo, nu știu dacă mai putem lua, eu zic că putem recupera, mai este un retur de jucat. Deci vă aștept episodul următor cu transferurile noastre, până data viitoare, sayonara!